Postul egolește buzunarele severinenilor și asta pentru că o masă de post este mult mai costisitoare decât una normală. Postul Paștelui durează 40 de zile, fiind și cel mai aspru de peste an, fără carne și lactate, având doar 2 zile de dezlegare la pește. Mâncarea de post devine lux în postul Paștelui, astfel că în cel mai lung și strict post al anului ne punem pofta în cui. Fie că gătim acasă sau comandăm, produsele de post sunt mai scumpe ca în alții ani. E mai scumpe ca și când ai mânca carne. Scumpe, rău, scumpe, foarte scumpe. Ce să facem? E scump tot. Timp de 40 de zile, creștinii care țin post nu pun gura pe carne, lapte, brânză și ouă. Legumele rămân vedetele sezonului, doar că s-au scumpit simțitor. Mi se par prețurile anul acesta? Destul de piperate. Destul de piperate. A devenit postul mai scump? Da, a devenit mai scump, dar cu ajutorul lui Dumnezeu reușim. Ce mâncați în această perioadă? Fasole, cartofi, boarză, legumele de sezon, ceapă, salată. Păi nu, acum depinde ce pretenții ai. Adică dacă te mulțumești la o salată, la un, știu, la un spanac, depinde ce gustul este. Câteodată mai e scump. De exemplu, am dat pe 3 pungi de urzici și am dat 15 lei. 15 lei e 2 kg de carne, dacă să-și mă gândesc bine. Deci sunt situații când într-adevăr se mai marcă preț. Cei mai câștigați sunt comercianții care vând urzici. Pe lângă aceasta, salata verde, dragaveiul, spanacul, cartofii sunt alimentele care se vând cel mai mult în această perioadă. Cât de scump vi se pare postul anul acesta? Scump. E scump, vă spun. Scump tot. Scump, bani nu-s, servici nu e. Deci cam încurcată treaba. Ridichile și ceapa verde se vând cu 1 leu legătura. Legumele vor fi baza ciorbelor în postul Paștelui. Costă 1-2 lei legătura, iar morcovii se vând cu 3 lei kilogramul. Alte alimente folosite intens în post sunt fasolea și cartofii. Kilogramul de cartofi costă în piețe în jur de 2,50 lei kilogramul, în timp ce fasolea este vândută pentru 10-11 lei kilogramul.